Vizita președintelui chinez pe continentul european vine într-un context extrem de tensionat în zonă și în buza alegerilor europarlamentare, dar mai survine în urma unei misiuni economice recente a Uniunii Europene la Beijing, despre care nu s-a vorbit foarte mult în presă. În cadrul acesteia, Uniunea Europeană a urmărit să crească exporturile agroalimentare în China, asta după ce în ultimii doi ani balanța agrocomercială cu China a înregistrat un declin. Recenta vizită a liderului de la Beijing vine în siajul unui lobby intens din partea Uniunii Europene pe lângă China pentru a exclude agricultura dintr-o serie de dispute comerciale în creștere, cerând ca sectorul strategic alimentar să fie protejat de tensiunile comerciale din industria energiei regenerabile și a vehiculelor electrice. Prima oprire oficială pe continent de săptămâna aceasta a delegației Chinei a fost în Franța. Avem o promisiune a liderului chinez că va fi facilitată prezența pe piața chineză a firmelor și companiilor specializate în exportul de produse agroalimentare franceze și, în general, a firmelor și companiilor franceze. În ceea ce privește Franța, în ceea ce privește relația bilaterală cu Belgradul, aici există noutatea potrivit căreia, începând cu 1 iulie, acordul de liber schimb negociat, semnat, convenit anul trecut între Serbia și China și parafat recent, va intra în vigoare. Acest acord de liber schimb va crea o serie de oportunități pentru firmele și companiile sârbești de a fi prezente pe piața chineză, inclusiv în privința consolidării exportului de produse agroalimentare. Recent, o delegație de oameni de afaceri europene a avut o misiune economică la Beijing. Uniunea Europeană este al doilea partener comercial al Chinei, însă volumul exporturilor de produse agroalimentare ale Uniunii către China rămâne cu mult în urma nivelurilor din 2020-2022, parțial din cauza livrărilor mai scăzute de carne de porc și produse lactate, afectate de costurile mai mari ale energiei. Exporturile agroalimentare ale blocului comunitar în China au fost în valoare de 14,6 miliarde de euro, în scădere cu aproape 8% față de 2022, în timp ce importurile din China către UE au scăzut cu 15%, până la 8,3 miliarde de euro, potrivit Comisarului European pentru Agricultură. Semnalul pe care China îl dă Uniunii Europene și țărilor non-UE în mod special se integrează perfect în contextul actual geopolitic. Recent, China a anunțat că sprijină Serbia în aderarea sa la polul de putere în creștere, numit BRICS, și, în același timp, consolidează relațiile economice cu Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina. Au fost semnate contracte comerciale importante, relevante, pe termen mediu, chiar spre lung, de 10 ani, între Federația Rusă și China, contracte comerciale potrivit cărora Federația Rusă ar urma să exporte circa 70 de milioane de cereale leguminoase în următorii 10 ani, deci plus minus, undeva la 7 milioane de tone anual. Exportul de produse de cereale și leguminoase rusesc către China a sporit semnificativ. Anul trecut a ajuns undeva la 4 milioane de tone, față de 2,22 de milioane de tone în 2022, deci a crescut semnificativ exportul și au fost ridicate o serie de restricții sanitare impuse de China cu privire la o serie de produse și mărfuri, gen carnea de porc, deja se reiau după 15 ani de zile, se reiau exporturile de carne de porc rusească către China și se așteaptă ridicarea unor restricții în ceea ce privește porumbul, orezul, etc. Cantitățile de grâu ating de asemenea cote impresionante. Avem pe ansamblu în 2023 o creștere consolidată, statistică, omologată, confirmată de 44% de produse de creștere a exporturilor produselor agroalimentare, deci în general vorbind agroalimentare rusesc către China, 44%. Și am văzut că și în creștere numerică, deci avem creșteri anuale de la circa 4 milioane de tone produse de cereale și leguminoase în anul 2023 la o creștere prognozată, anticipată, estimată, dorită de circa 7 milioane de tone pe an. China și Federația Rusă convin acum cu privire la multiplicarea așa numitului coridor terestru de transport de cereale dinspre Rusia spre China. Este vorba de o reorientare masivă a exporturilor și de cereale din Federația Rusă spre China și această reorientare masivă cere
multiplicarea coridorilor terestre de transport. Văd foarte multă insistență la Beijing și la Moscova cu privire la crearea acestor rute terestre de transport. De ce? Sunt mai sigure, sunt mai scurte și pe aceste coridoare terestre de transport Federația Rusă încearcă să-și reorienteze nu doar exportul de produse cerealiere sau în particular agroalimentare, dar și livrarea de resurse naturale precum gazul și țițeiul. Deci o importanță excepțională o reprezintă în relația bilaterală economică dintre Federația Rusă și China capacitatea acestor țări de a crea cât mai rapid aceste coridoare terestre de transport. Și o ultimă idee, China profită maximal de acest război de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, în sensul că China este una din principalele beneficiare ale transferului, ale mutării rutelor și țintelor de export al produselor rusești dinspre Europa spre Asia. Așadar, Uniunea Europeană este în planurile Chinei, însă dragonul asiatic este un protagonist flexibil care își urmărește țintele pe care întotdeauna și le pune pe termen lung. Ca o picanterie, ca să vedem ponderea alimentelor europene care ajung în farfuriile chinezilor, tot Comisarul European pentru Agricultură precizează că, în realitate, consumatorii chinezi cheltuiesc aproximativ 10 euro pe cap de locuitor anual pe produse agroalimentare din UE. Atenție, doar jumătate din cei 20 de euro pe care anual europenii îi dau pe mâncarea din China. De curiozitate, ne-am uitat și în balanța agroalimentară a Chinei cu România. În anul 2023, România a importat din China produse alimentare în valoare totală de puțin peste 80 de milioane de euro și a exportat produse alimentare în valoare de doar 11 milioane de euro, adică aproape 14% din ceea ce importăm. Cele mai scumpe produse agroalimentare exportate în China au fost uleiuri de rapiță și hrana proajeră pentru animale, iar cele mai scumpe produse alimentare pe care le-am importat din China au fost produsele din tutun și, atenție, tomatele preparate sau conservate. În anul 2022, din China ne-au venit produse alimentare în valoare totală de aproape 76 de milioane de euro. Exporturile noastre au fost puțin peste 6,6 milioane de euro, adică aproape 9% din valoarea produselor agroalimentare pe care le-am cumpărat din China.